Ministrul Cecheotilor s-a aflat ieri în județul Argeș în cadrul unei vizite oficiale. După ce s-a întâlnit cu mai mulți edili și a vizitat mai multe obiective din județ, în jurul orei 18:30 a ajuns și la Câmpul Lung, fiind însoțit de prefectul Emilia Mateescu, subprefectul Lucian Ionescu, deputații Simona Bucura Oprescu, Ionuț Moșteanu și senatorul Dănuț Bica. Invitații au fost primiți de primarul Elena Lasconi și viceprimarul Nicolae Zaharia. Vă așteptăm un pic mai des. Poți așa un pic? Da. Ok. Super. Bine ați venit. Haideți. Doamna prefect, este? Este. Trebuie să vină și din seamă. Unde este? A, bine, să vină. Ok. Să așteptăm și pe doamna prefect și să intrăm, da? Da, da. Ce faceți? Bine. De dimineață, în județul dumneavoastră. Vă așteptăm mai des aici, pentru că de la vară o să organizăm tot felul de evenimente. Pentru că se împlinesc 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu, prima dovadă în limba română. Și vrem să facem mai multe evenimente wow. Așa, deci pentru doamna prefectă Brască, la mulți ani, I love you. Pentru doamna Bucura. A urmat o sesiune de discuții în biroul edilului Câmpul Lungean. Aici au fost prezentate schițele viitoarelor obiective care vor primi finanțare prin programele naționale. O să fie o mare problemă cu parcarea și aici, chiar în centru, în spatele serii de spectacole, putem să facem această parcare, dar care avem de toate, am făcut-o pe CNI. Vor fi 100 de locuri de parcare pe 3 niveluri. Și avem tot ce trebuie la ea. Iar acest proiect cu viața, la care ținem foarte mult, e de 3 ani jumate la CNI. Deci la asta ținem foarte, foarte mult. Vă dăm o listă ca să plecați cu o scrisoare de la noi. Dar astea două proiecte m-aș bucura foarte tare dacă ne-ați sprijini. Deci acesta pot să vi-l promit că o să-l facem și chiar săptămâna viitoare o să treacă prin minister. Tare! Așa? Mulțumesc! Că avem Comitet Tehnic Economic pe Ministerul Dezvoltării și Proiectul. Am vorbit deja cu cei de la CNI să vină la noi. Să-l avizăm, dacă nu sunt probleme, atunci putem să-i dăm drumul. Așa. Sigur, aici vorbesc pe cea nici nu vorbesc eu. Dar ideea este că putem să ajutăm categoric. Aici va trebui să ne uităm puțin în sensul în care pe PNRR, pe fondul de reziliență pentru atelieruri, vor fi posibilități de finanțări de proiecte de parcări. Supraterane, subterane, aici e supraterane. Cu o finanțare care totuși la municipii va ajunge la o anumită limită de pe care nu vreau să vă spun că oricum ele sunt în discuție. Dar acolo, dacă reușim cu Comisia Europeană să ne aprobe în modalitatea în care propunem noi, acest tip de investiție va fi posibil. Pe PNRR. Da. În urma discuțiilor s-a stabilit că finanțarea proiectului pieței centrale reprezintă o certitudine, iar cele două proiecte pentru construcția parcărilor se vor finanța prin Planul Național de Redresare și Reziliență.